este cea mai puternică forță să te vindeci, să te faci bine de toate problemele, de toate supărările, de toate depresiile. Dacă vrei să-ți fie bine, ia ascultă muzică, dansează singur, uită-te în oglindă, fii fericit. Asta este viața. Cred că ați întâlnit foarte mulți oameni cu probleme și cu depresii de-a lungul timpului. V-aș fi întrebat, dintre marile vedete de la Hollywood, care v-au trecut pragul de-a lungul timpului? Eu știu că noi toți avem, cum să spun, bătălia noastră cu viața, trebuie să ne găsim pe noi, suntem aici ca să, nu atât ca să ne reproducem, ci ca să ne găsim pe noi. Luptă care au și oamenii foarte cunoscuți și asta se aplică la fiecare dintre noi. Una din persoanele care mi-a trecut pragul în anul 2000 a fost Jennifer Lopez, care era într-o relație cu în 2000 era într-o relație, ajungem și la el, într-o relație cu P. Daddy. Dacă vă amintiți de care și-a schimbat și numele de care și-a schimbat și numele și tot schimbă numele, ne schimbăm numele, ne schimbăm energia și am spus că trebuie să aibă grijă de această relație, că nu era compatibilă energetic după socotelile mele numerologice. Dar cum, asta vreau să vă întreb, cum vă dați seama de lucrurile astea? Este o chestie intuitivă. Numai intuitiv, nimic altceva. Și eu mă pricep puțin la numerologie, am luat niște cursuri în New York și m-a fascinat lumea asta fizică și interpretările, codurile divine au semnificație extraordinară pentru fiecare din noi. Deci fiecare suntem codificați la un anume nivel. Și mi-amintesc că eu i-am spus că nu este acest P. Daddy, s-a întâmplat scandalul de la clubul acela, dacă vă amintiți, cu mulți ani în urmă. I-am spus, apare un bărbat cu litera B, am spus eu, a apărut băratul cu C, Chris, cu care s-a căsătorit, mi-a spus, ai greșit! A apărut Ben Affleck, deci n-am greșit. Firea vieții ei și ars rochia, a fost un mare scandal, a prit un diamant cu pink și nu a vrut să-l mai dea înapoi. Dar aveți câteva imagini acolo. În sfârșit, am ajuns și la Mark Anthony. Mark Anthony, la care ea s-a supărat pe mine, am spus că nu rezistă nici cu Mark Anthony. Atunci a fost o mică supărare, dar s-a întâmplat din nefericire. Acum cred că ea în sfârșit găsește o relație bună în acest Alex Rodriguez, în sfârșit, da. Și Florin, mă gândesc așa că se uită la noi acum, dai seama că știe tot, ne-a citit. Cine, Jennifer? Nu, tu. Carmen, Hara. Și mie și teamă să o întreb ceva. Nu mi-e teamă, că vă întreb eu acum. Dar de ce vă e teamă? Care-i teama? De știu unde vine teama? Știu că ați prins o grămadă multe alte lucruri, eu nu pot să-i prezi viitorul. Diana-i dați, v-aș ruga să îmi spuneți. Vreau să știu. Să mai ceartă cu băiatul ăla sau să mai ceartă, că eu... Asta nu este o chestie de viitor, asta este o chestie de acțiune personală. Deci dacă tu te cerți, înseamnă că ai nesiguranțele tale, ai frustrările tale care le reflecți în persoana care e lângă tine. Deci dacă ne certăm, problemele sunt ale noastre interioare și nu ale celuilalt. Totdeauna căutați-vă problemele în interiorul vostru, pentru că oamenii din jurul vostru sunt reflecția voastră, sunt oglinda problemelor voastre. Acțiune și reacțiune. Deci fiți foarte atenți în momentul în care vă certați și încercați să intrați în interior și acolo să căutați problema și să vedeți că cerțile dispar și relația devine armonioasă. Și există longevitate în relații dacă știm cum să procedăm cu noi. Ați zis că pasionată de numerologie și ați mers și în direcția asta. Așa pe cifre, România o să fie bine vreodată? Hai nu vreodată, la anul o Dar să fim mai bine? Este foarte bine, eu nu știu de ce voi... Românul se plânge mereu. Îi se pare că mereu mai trebuie ceva. Deci atunci când te plângi, de fapt ai o idee constructivă, facem lucrurile mai bune prin comparație cu alții, dar de fapt în spectrum general noi suntem foarte protejați. România e de fapt mai bine decât alte țări care trec prin probleme mult mai grave, chiar dacă nu le vedem, vezi America, vezi alte părți ale Europei, unde sunt mereu atacuri teroriste, noi nu ne plângem de așa ceva. Și dacă noi, poporul român, ne găsim curajul care l-aveau cel puțin celelalte generații, înțelegi, ne autocontrolăm în sensul și să demonstrăm lumii cât de talentați suntem noi, cât de deștepți și minunați și frumoși
frumoși, româncele, cele mai frumoase femei din lume. Asta e! Fără nicio exagerare, vine tot de la o femeie. Sunt foarte feministe, eu țin cu femeile. Ați umblat peste tot prin Românesc și... Am umblat, am văzut, dar eu zic că frumusețe ca româncele nu există. Pam, pam! Ia zi frumusețe! Dați-vă la ele! Murătură! Am zis că una caldă, una rece. Ați folosit vreodată intuiția noastră pe plan personal? O, da. Aveam și v-a ajutat? 7 ani, toată viața m-a ajutat. 7 ani mă duc cu mama la mare și era festivalul de la Mamaia la începuturile lui, vorbești de anii 1960 și sunt și eu acolo un copil mic pe scenă, în public și sar pe scenă. Sar pe scenă, fapt autentic, știut, am scris și în prima mea carte de el. Și mă duc pe scenă, spun, eu știu să cânt și iau microfonul de la cineva. Eu fiind un copil, toată lumea a râs, s-a distrat, a fost foarte distractiv. Eu încep să cânt Le soleil me brûle les mains chaque fois que tu me regardes, în franceză. Toată lumea se uită la mine și a, bravo, îți dăm o diplomă de participare. Și eu spun, a, n-ați înțeles nimic. Eu devin celebră, nu voi ăștia de aici care sunteți. Eu ajung foarte mare. Voi, eu nu știu ce o să fie cu voi, dar mai nu prea departe, dar eu ajung departe. Și ani au trecut. Am luat niște bătaie la mama acasă. Băi, zici, eu te-am crescut să fii copil cu bun simț. Te-ai dus acolo, m-ai făcut de râs. N-ați intuit și bătaia. Aia a fost. Carmen Hara la prieteni la 11 ne-a cântat. Mulțumim și ați mulțumim frumos. Da. Energie pozitivă. De peste hotare. Intuiția, eu zic că e o chestie mai mult feminină, Florin. E, bine. Așa o văd feminină. Eu. Bine.